Bine v-am regăsit la o nouă lecție a cursului de engleză pentru constructorii români. Să vedem ce lecție avem aici. Este vorba de scule electrice, power tools. Am pregătit un tabel în care aveți imaginea acelui tool. Cuvântul în engleză și română, o acțiune, adică verbul pe care îl asociem cu acea unaltă, materialele pe care putem acționa folosind această unaltă și un context, o propoziție, ca să vedem cum putem să le folosim în limba engleză. Veți vedea de la un context la altul că variază pronumele pe care l-am subliniat în galben. I, you, he, she, it, we, you, they, și aceste pronume puteți să le găsiți explicate în alte videos pe YouTube. De asemenea, un număr poate varia, de exemplu 3 sau 11 sau 2 or 4. Deci aceste cuvinte pot varia, dar structura o puteți folosi să variați ce aveți nevoie în situațiile în care vă veți afla. Deci haideți să vedem prima unaltă. Este drill, bormașina. To drill, a sfredeli, a găuri. To make holes, a face găuri. Materialele implicate sunt wood and metal, lemn și metal. Iar contextul este, de exemplu, I need a drill to make 3 holes in the wall. Eu am nevoie de bormașină să fac 3 găuri în perete. Următorul este chop saw. Kh în engleză se citește ch. Deci avem chop saw, iar aw întotdeauna îl veți găsi fiind citit o, saw, chop saw, care este circularul. Acțiunile legate, ce putem face cu circularul? To saw, a tăia cu fierăstrăul, ce anume, ce materiale? Wood, steel, stone and PVC. Lemn, oțel, piatră, PVC. Context ar fi, de exemplu, he needs the chop saw to cut the PVC sheet in 4 parts. Deci avem he, el are nevoie. Observați aici needs, întotdeauna la persoana a treia, adică he, she, it, persoana a treia singular, se adaugă un s. Sigur, poate varia scrierea, dar ca și regulă generală, veți observa, apare acest S. Este o regulă care are loc la toate verbele. Verbele fiind acțiunile. So, ce spunem? El are nevoie de circular să taie foaia de PVC în 4 părți. Foaia fiind sheet, I-E-E în engleză se citește I prelungit întotdeauna. Și aveți iarăși numeralul 4, care veți vedea că în celelalte exemple variază. Mergem mai departe la jigsaw, fierăstrău pendular sau denumirea populară șoricelul. To cut wood, a tăia în lemn, wood este materialul. Și contextul ar fi they need the jigsaw to cut the wood sheet in 11 parts. La fel, se repetă sheet, care este foaia, deci poate fi foaie de lemn, foaie de PVC, foaie de metal. Și aici puteți să combinați acest sheet cu wood sheet, metal sheet, PVC sheet. Deci ceea ce, odată ce învățați un anumit cuvânt, puteți să-l combinați în diferite situații. Apare numeralul 11, de data aceasta, și pronumele they, care înseamnă ei, ele. În engleză nu se face diferența între feminin, masculin la acest pronume, ca și la eu, în limba română. Eu poate fi feminin sau masculin.
Deci ele au nevoie de șoricel ca să taie foaia de lemn în 11 părți. Următoarea unaltă este sander, șlefuitor, mașina de șlefuit. Acțiunea este to sander sau to polish, a șlefui. Materialele wood, plastic, metal, lemn, plastic, metal. Plastic și metal se scriu la fel ca și în limba română. Un context, un exemplu în care putem să-l folosim. We need a sander to polish furniture. Noi, we, pronumele, avem nevoie, acest need s-a repetat în toate exemplele de până acum, de șlefuitor to polish, să șlefuim. Mobila. Observați, furniture, acest ture, acest sfârșit al acestui cuvânt se află în foarte multe cuvinte în limba engleză și se citește ce, furniture. Următoarea sculă electrică este breaker, este picamărul sau ciocanul pneumatic. Interesant este că în limba română se scrie cu kh, dar se pronunță k. Este un cuvânt de proveniență germană. Ce acțiune face picamărul? To break concrete. Sparge betonul. Concrete este betonul, dar nu se confunda cu cimentul, care este cement și este un praf folosit pentru a crea betonul. Deci, concrete este beton. They need the breaker to dig holes in the pavement. Ei au nevoie de picamăr să facă găuri în trotuar. Pavement, trotuar. Iar ultima sculă despre care vom vorbi este grinder, este flexul. Observați aici litera I, care în engleză se poate citi I sau I. În acest context este I, grinder, care înseamnă a tăia. Ce acțiune putem face? Să tăiem, da? Ce fel de materiale? Wall and floor ceramic tiles, care este faianța, marble, marmura, natural stone, piatra naturală, metalul, metal, plastic, care e plasticul. She needs the grinder to cut ceramic tiles for the bathroom. Ea are nevoie de flex să taie faianța pentru baie. Deci, she este ea. Și, în general, s, h în engleză se pronunță sh. Există și excepții. Sper să vă fi folosit această lecție despre power tools și să combinați, în general, cuvintele atunci când învățăm, să combinăm cuvintele astfel încât cuvântul pe care îl învățăm să se lege cumva și de o acțiune într-un anumit context și cu cât mai multe asociații putem găsi între cuvinte, cu atât mai bine ele se pot ține minte. O seară bună!